Rugbiștii de la CS Politehnica Iași, pregătiți de către antrenorii Cosmin Rațiu, Mihai Stuparu și Ioan Iftode, au revenit după o lună în fața propriilor suporteri cu un punct bonus cucerit la ultima fază a meciului. O partidă spectaculoasă a făcut Poli în weekend pe stadionul Tepro, în contul etapei cu numărul 14 a Diviziei Naționale de Seniori, câștigată cu scorul de 32 la 16, 11 la 6 la pauză, în compania Griviței București. Replică bună din partea formației oaspete, care în prima repriză a condus cu 3 la 0 și apoi cu 6 la 5 în minutul 32, pentru ca în actul secund al Alba balbaștrii să fructifice mai eficient oportunitățile avute și să cucerească toate cele cinci puncte puse în joc. Elevii lui Cosmin Rațiu au înscris patru eseuri prin Matei, două, Mihoc și Nagu, câte unul, iar Michi și-a trecut în cont două lovituri de pedapsă și trei transformări. Pentru această partidă, CS Politehnica Iași a avut la dispoziție următorul lot de jucători. David Matei, care a fost desemnat și omul meciului, Kanja Baboiu, Pânzaru, Budăian, Sidău, Arăriței, Vaman, după Văcaru, care a fost și capitan, Mișin, Curcan, Neagu, Michiduță. Rezerve au fost Crețu, Stanciuc, Carp, Holboceanu, Sandu, Mihoc, Șdeliu și Curcă. Sâmbata viitoare, Politehnica iar se va confrunta în deplasare cu știința Petroșani în cadrul etapei a 15-a a Diviziei Naționale de Seniori.